de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi despre cel puțin două lucruri care merită discutate, pentru că ne arată exact nivelul de competență și gradul de meritocrație pe care îl au cei care de multe ori reușesc să ajungă să ne conducă. Ieri dădeam o știre în mesagerul neamț.ro, pe site-ul Mesagerul, despre o situație care s-a întâmplat într-un domeniu care ne interesează pe toți. Ați văzut scandalul gunoaielor din sectorul 1 din București, adică în buricul României, ca să spunem așa. Un scandal care, cum să vă spun eu, e plin cu tot felul de porcării, nesimțiri și alte lucruri. Nimeni nu vrea să spună de fapt că acolo e vorba despre niște afaceri murdare începute prin 2008, continuate, și că acum există un interes din partea celui care face serviciu să rămână la prețuri bune și un interes din partea doamnei Clotilde Armand, doamna primar, să schimbe furnizorii din motive pe care le înțelegem cu toții. Ei bine, în Neamț avem o situație nu la fel încă precum cea de la București, dar cu pași mărunți, așa ne îndreptăm în direcția respectivă. Pentru domeniul ăsta, în mod normal, ar trebui să avem niște oameni foarte bine pregătiți care se ocupe de partea de gunoaie. Ieri am aflat că i-au găsit și la Asociația Intercomunitară Eco Neamț, adică cei care se ocupă cu ecologia, înțelegeți dumneavoastră, a fost numit, fără niciun fel de concurs, pe baza unei propuneri, domnul Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț, adică partidul acela care e un partid de dreapta, născut din suflul domnului Băsescu și al doamnei Elena Udrea. Acest partid de dreapta s-a aliat în Neamț din motive pe care ei le știu foarte bine și încerc de aflăm și noi, cu PSD-ul. E bine că s-au aliat cu PSD-ul, în definitiv au fost aliați și acum 5 ani la alegerile trecute, pentru că, nota bene, domnul Bogdan Gavrilescu atunci ajungea, dacă nu mai țineți minte, ajungea viceprimar cu votul celor de la PSD. Domnul Bogdan Gavrilescu ajunge viceprimar, da? Și acum este numit șef la Adi Eco. O să spuneți, ei, și i s-a dat și lui o pâine. Normal că i s-a dat și lui o pâine, pentru că nu mai era obișnuit să mănânce pâine din munca proprie. Domnul Bogdan Gavrilescu acum este gestionarul gunoaielor din Neamț. Nu neapărat la pixul domniei sale, dar la propunerea domniei sale și în urma acțiunii pixului domniei sale, dacă presupunem că scrie, vom avea probleme sau nu cu gunoaiele? Vom avea prețuri mai mari, mai mici sau nu, în Neamț? Acest gen de a pasa răspunderea de la o instituție care este Consiliul Județean Neamț, care se ocupă teoretic de tot acel program SMID cu
gunoaiele, de la groapa de gunoi de la Rosno, platformele intermediare care există și tot sistemul care trebuia să scoată la licitație toate zonele din județ unde se existe operatori care să strângă gunoiul, să-l ducă la groapa ecologică, să-l selecteze. Deci tot acest sistem este dat în mâna unei organizații non-guvernamentale, care nu este obligată, dacă membrii ei nu o obligă, adică cine sunt membrii ei? Reprezentanții primăriilor ai Consiliului Județean și ai primăriilor. Noi, era să spun ceva, populația, nu avem reprezentanți direcți acolo decât cei din primării, că noi am ales primarii. Și se presupune că ei ne reprezintă acolo. Ei, și domnul Gavrilescu este în fruntea lor. De ce a fost pus domnul Gavrilescu acolo? Are cunoștințe în domeniul acesta atât de complex al colectării gunoaielor? Ieri, nedeclarat, din păcate la mine aici sunt probleme cu partea de internet și nu înțeleg de ce, ieri ne declara ceva de genul, că nu mai am citatul deschis în față, că el are experiență cu gunoaiele de când era la primăria Piatrănească, când a luptat el ca să fie o cât mai mare selecție a gunoaielor și să fie gunoaiele foarte bine strânse. Probabil că așa o fi. Așa o fi, cum spune domnia sa, dar asta tot nu înseamnă că are experiență. El a fost numit acolo pentru că avem o negociere făcută la alegerea viceprimarilor, vicepreședinților la Consiliul Județean. Negociere care a însemnat așa, pentru PMP, nu discutăm restul lucrurilor. Vicepreședinte Dragoș Chitic, director Salubritas și alte funcții. Și alte funcții. Mulțumesc, Bogdan, pentru că nu merge mie netul pe calculator. Bogdan mi-a trimis materialul pe telefon, nu m-am gândit. Ce spune domnul Bogdan Gavrilescu? Ca prioritate sunt interesat de finalizarea situației de pe zona 1 a județului, unde trebuie un operator ca să putem finaliza programul SMIT. Ca să înțelegeți, noi nu avem operator în zona cea mai importantă, dacă facem abstracție de Roman, a județului, Piatra Neamț și comunele înconjurătoare. De ce? Pentru că nu s-au înțeles. Nu s-a înțeles. Dacă nu avem operator, nu se poate închide programul european, care a costat câteva zeci de milioane de euro în Neamț. Și s-ar putea să fim nevoiți să dăm banii înapoi de la județ. După cum am plătit și penalități de 1 milion de euro, dar care au trecut așa, fliu-fliu, pentru că sunt de la județ. Nu mai contează de unde s-au plătit penalitățile. Cum de unde? Din taxe și impozite. A răspuns cineva? Cine să răspundă? Că doar nu există o răspundere. Proiectul este prin ADI Urbtrans, care este o asociație în care punem oameni competenți. Și ce om mai competent decât domnul Bogdan Gavrilescu puteam să avem acum aici? Nu cred că puteam avea un alt om mai bun, pentru că domnia sa este obișnuit cu funcțiile publice, plătite binișor, chiar bine, spres foarte bine dacă se poate, și este obișnuit și să asculte ordinele. Domnul Bogdan Gavrilescu a fost subalternul domnului Dragoș Chitic la primărie. Ei aparent erau din partide diferite. Acum s-au reunit în PMP. Domnul Dragoș Chitic a fost președinte de asociație intracomunitară, cea cu transporturile, adică Adiurtrans. Pe vremea aceea
Adiul Trans era un cimitir al loserilor din alegeri sau al celor care trebuiau să primească un loc de muncă pentru că au bine meritat. Și la Adiul Trans era așa, raiul foștilor viceprimari, adică era domnul Chitic, doamna Monda, domnul Grigoraș, dacă nu mă înșel, chiar și el a fost viceprimar în Piatra Neamț. Așa? Și erau tuși acolo. De ce? Rezervă de cadre. Domnul Chitic atât de tare s-a îndrăgostit de Adiul Trans, încât și după ce a ajuns primar primar delegat, și-a păstrat mașina de la Adiul Trans și-o parca acasă. De ce? Pentru că putea. Ei bine, domnul Chitic a gestionat Adiul Trans într-o perioadă în care Adiul Trans nu făcea altceva decât să pună piedici troleibuzului. Acum, domnul Chitic, vicepreședinte al Consiliului Județean, este președintele Adiul Trans. Pentru că la negociere a mai primit și funcția asta pe MPO, președinte Adiul Trans. Dacă domnul Chitic e președintele Trans, cum să nu fie și domnul Gavrilescu președinte undeva, că doar e șeful lui Chitic la partid. Și ca să lucrurile se echilibreze, odată cu domnul Gavrilescu pe 2 iunie, la Adiul Trans, la Adieco, pardon, a fost angajat și băiatul fostului primar de Piatra Neamț, Dragoș Chitic, colaboratorul domnului Gavrilescu la partid. Nimeni nu spune că băiatul domnului Dragoș Chitic nu merită să lucreze sau nu are competențe să lucreze la Adiul Trans. Problema este cum s-a făcut angajarea și dacă acolo măcar a existat o brumă de interviu. Da, nici asta nu are foarte mare importanță. Important este că în locuri cheie punem oameni politici, nu oameni competenți pe domeniul respectiv și facem în așa fel încât acele instituții pe care le conduc să fie ermetice, închise. Încercați să intrați pe site-ul de la Adieco Neamț să vedeți dacă undeva apare, cel puțin până în momentul ăsta, numirea domnului Gavrilescu. Și vedeți un pic în afară de niște chestii generale, cam ce poți vedea acolo. Să nu uităm că la Adieco a trecut și fostul șef de la achiziții din Consiliul Județean, înainte de a ajunge la apă, la Bacău, de unde s-a întors cu dosare penale pe care și cu trimiteri în judecată, el fiind în acest moment înapoi în Consiliul Județean. Încet, încet, ne dăm seama de rețea, care funcționează nu numai aici, și în alte părți, și în alte instituții. E rețeaua. Iar noi, iarăși era să spun un cuvânt urât, iar noi nu avem ce face pentru că noi am votat reprezentanții noștri direcți în aceste asociații. În felul acesta se joacă banii. Că de fapt aici este toată treaba. Se joacă banii și interesele. A fost un întreg scandal în Consiliul Județean în mandatul trecut, când trebuiau votate niște chestii privind salubritatea în care era implicată o societate din Roman. Culmea, societate din Roman, aparent în plasa PSD-ului, la județ, dar în plasa PNL-ului pe plan local. Consilieri județeni PNL au primit indicația să voteze pro acea societate, deși public ei au spus că este un lucru care nu trebuie făcut. Și s-a votat. De ce? Pentru că sistemul trebuie să funcționeze. Câștigurile pe gunoaie sunt imense. Gândiți-vă doar la afacerea de la Roman cu groapa de gunoi neconformă, unde sunt și de mii
de tone de gunoi, care cu greu mai pot fi transportate din diferite motive, să punem doar pe cel olfactiv în primul rând, dar sub paravanul căreia, de exemplu, se pot transporta alte gunoaie la groapa de la Girov, pentru că nimeni nu stă să vadă dacă gunoiul care vine cu o mașină este dintr-o parte sau din alta. Așa stau lucrurile. Așa avem Adi-ul Trans, așa avem Adi Aqua, așa avem Adi Eco. Și probabil că vom mai înființa niște Adi, pentru că mai sunt loseri care au nevoie de locuri de muncă. Dacă cineva își bagă nasul în aceste Adi, voi observa niște încrengături. Un singur exemplu. Săptămâna trecută scriam și nimeni n-a piscuit nimic după despre scandalul cu concediile medicale pe tuberculoză pe care nu le-a observat nimeni de la Casa de Asigurări de Sănătate. Au venit aia de la București după vreo 4 ani. Unul dintre cazurile respective era un angajat de la Adi Urb Trans. Un angajat care a ajuns acolo pentru că avea pile. Și trecem la partea a doua a cauzului. Câți dintre cei de la Adi Urb Trans au ajuns acolo pentru că aveau pile? La Adi Urb Trans a existat cel puțin un personaj care era pontat și el era plecat din țară. O lungă perioadă de timp. Da, mai interesează pe cineva lucrurile acestea? Nu, pentru că avem o administrație locală atentă cu toate nevoile pietrenilor. Vrem apă? Ne dau apă la prețul lor. Vrem gunoaie? Avem gunoaie. Asta e o problemă. Vrem transport? Nu avem transport, dar putem să vrem. Și tot așa. Și totul pe purcoaie de bani publici. Bani publici, că sunt publici, pentru persoane private. Că ei e privați pe funcții publice. Bun, să trecem la un alt subiect. Iarăși va trebui să caut, ca să nu greșim. Deci, noi am spus așa, binecuvântează, Doamne, ministerul, și o să spunem și mai departe, este vorba despre Ministerul Sănătății, care ne dă cam tot ce avem noi nevoie. Deci ne dă, am vrut spital COVID la Piatra Neamț, am primit. N-am vrut, tot am primit. Vrem acum să revină spitalul așa cum a fost? Normal că vrem. Ministerul ce face? Ministerul a zis că da. Da, vedeți cum rezolvați voi problemele la voi. Și el pune niște cerințe, dar lasă și loc de întors. Adică undeva spune acolo în ordinul de ministru cam așa. Managerii unităților sanitare pot solicita direcțiilor de sănătate publică, denumite în continuare DSP-uri, avizarea unui număr mai mic de paturi alocate asistenței medicale pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19. Adică pot, dacă vor, fac. Dacă nu vor, nu fac. Asta este la modul general. La Piatra Neamț, și dacă vrea să facă, nu poate, ci că n-are ATI. Nu poate să dea drumul la chirurgie că nu are secția ATI separată. Asta este una la mână. Doi la mână, nici dacă se dă drumul la ATI, un nou nu se știe exact cum stă treaba, pentru că trebuie discutat cu epidemiologii. Epidemiologul spitalului care lucrează în același timp și la DSP și prin alte zone, nu mai contează că avem epidemiologi puțini, ar trebui
să fie contactat să discute. Din câte înțelegem noi și ce spune managerul Filimon, acum analizăm varianta în care și în pavilionul chirurgical să dăm drumul la activitate pe operații minim-invazive. Și se caută soluții. Întrebarea mea este, de ce acum? De ce nu acum? O lună, când era previzibil trendul, de ce nu acum 3 luni ne-am gândit la planuri, nu un plan, la planuri pe care să le putem aplica în caz de să avem circuite, măcar pe hârtie pregătite, că oricum nu se respectă, de atunci. Și să nu așteptăm ca să vină cineva să ne bage în traistă. DSP Neamț, pe de altă parte, prins între Nicovala Ministerului și ciocanul dorințelor pacienților de a vedea spitalul deschis, spune așa, dom'le, noi nu putem gândi individual. Noi gândim în ansamblu, nu atât de în ansamblu ca ministerul, care este un ansamblu mai mare de interese. Noi gândim în ansamblu județean și nu putem să rupem Piatra Neamțul de situațiile din județ, adică trebuie să armonizăm Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Bisericani. Da? Cazul văd că nici nu mai amintește nimeni. Deci situația trebuie analizată și avizată în ansamblu. Ceea ce înseamnă că dacă noi nu rezolvăm situația la Piatra Neamț, nu se rezolvă nici în județ, adică rămânem în stand-by-ul de acum. Cu supraaglomerare pe Roman, supra-solicitare, aici mai avem, cred că, sub 100 de pacienți și lucrurile merg foarte bine. Așa, de ce? Pentru că de la minister în jos, până jos, timpul trece, leafa merge și noi ne rugăm la minister să țină lucrurile cât se poate de mult așa. Adică nu noi, ci ei, care stau și așteaptă lefurile. De ce nu pune nimeni piciorul în prag odată la Piatra Neamț? Să găsim o situație, să ne asumăm niște lucruri, chiar și riscuri, domnilor care conduceți acest domeniu, chiar și niște riscuri. De ce? Pentru că este mai comod să ne ascundem în spatele hârtiilor, a unui incendiu. Apropo, nici acum nu știm mare lucru. Sigiliile sunt încă pe ușă acolo, încă aparatură mai este înăuntru. Pentru că este mai comod să stăm, să așteptăm. Și până când un procuror își va aduce aminte de Piatra Neamț, că încă este o anchetă, până când un ministru și un prim-ministru își va aduce aminte că la Piatra Neamț au murit niște oameni și că trebuie rezolvată situația asta, poate că cine știe dăruiește viață sau noi, locuitorii din județ, ne apucăm să strângem bani cu bani, să ne facem un spital. Sau cine știe, ne mutăm cu toții la Lețcani. Acolo avem un spital și stă degeaba. Cică prost, zic unii. Cică bun, zic alții. Dar stă acolo, cu vreo 12 milioane de euro îngropate. Aferim să fim cu toții sănătoși, pentru că, vă mai spun o dată, nu uitați, de până la un anumit nivel, că de acolo intervin șmecherii, sunteți pe cont propriu. Nimeni nu vă poartă grija, din păcate. Și este numai și numai vina noastră. La revedere!